că tot suntem la final de an, aș vrea, domnule Matieș, să punctăm și câteva concluzii referitoare la evenimentele care au marcat într-un fel sau altul acest an. În primul rând, ce ați trece dumneavoastră la capitolul realizări pentru Partidul Social Democrat în anul 2021? Noi am, sunt foarte multe, de la scăderea TVA-ului, scăderea TVA-ului la lemn, pentru că în mediul rural 80% din persoane se încălzesc cu lemne. 5% până la 19%, vorbim de 14%, 14% sunt niște bani dacă le rămân oamenilor. La fel am lucrat foarte mult cu colegii mei, eu venind din partea producătorilor, pe practici comerciale neloiale, adică ipermarketurile să nu-și mai bată joc de producătorul român. Și a ieșit aceasta, este în Camera Deputaților acum la vot. Vorbim de, la fel, TVA-ul la construcții, până în 140.000 de euro la apartamente. Sunt extraordinar de multe care ar trebui să povestim și pentru mine, ce vreau să vă spun, nefăcând politică, 32 de ani m-am ferit, am fost dușmanul politicienilor, fiind un președinte de ONG, președinte de federație, vreau să vă întreb, să vă spun și le spun tuturor prietenilor mei din Alba, am întâlnit o echipă frumoasă la PSD, ceea ce și eu trăiam cu impresia, venind din mediul privat, cumva de, așa eram catalogat de dreapta, dar am întâlnit o echipă frumoasă și chiar aș vrea să le explic tuturor că ceea ce văd în Parlament, degetul sus sau degetul în jos, nu este că cineva îți impune cum să votezi sau cineva te obligă cum să votezi. Este ceea ce se întâmplă și vreau să explic pe respectatorilor, urmăritorul nostru, ceea ce se întâmplă în fiecare dată înainte de vot, în plen, ne adunăm în cadrul grupului senatorial, în cazul nostru, și discutăm. Eu cum sunt în Comisia de Muncă, sunt în Comisia de Agricultură, Comisia de Buget Finanțe, ceea ce ține de mine, pot să votez în comisie. Ei, credeți-mă, în momentul în care ajunge la vot final, doctorul Străinu Cercena cu siguranță nu știe cum să voteze la agricultură. Și atunci întreabă, cum, Matieș, cum ai votat la agricultură la legea care e pusă pe ordinea de zi? Și eu spun, uite, te-am votat pentru că este în folosul fermierului, este și așa mai departe. Ei, în momentul în care se ajunge în sala de plen, liderul nostru sau vice-liderul, ceea ce a spus Matieș, le spune și colegilor. Păi, Matieș a zis că e bine așa, ceea ce spune celălalt de la administrație. Eu nu mă pricep în momentul de față la administrație, nu mă pricep la medicină. La fel, ceea ce a spus colegul nostru, Serenu Cercer, sau domnul profesor Bodog, sau alți colegi care sunt profesioniști în medicină, ei spun, da, la legea cu tare votăm împotrivă pentru că nu este în regulă. Și atunci liderul și vice-liderul îi aduc de aminte sau îi spun la Matieș cum ar trebui să voteze în urma analizei specialiștilor. Deci nu există nicio obligație. Ceea ce mie mi-a fost frică, am zis, bă, cumva voi vota împotriva voinței mele, îmi voi pierde coloana vertebrală, cum zicem, șirea spinării, cum zicem noi în Ardeal, dar nu se întâmplă și mă bucură, chiar mă bucură și mă regăsesc în momentul ăsta, chiar dacă 32 de ani n-am făcut politică de nicio culoare.